Bine ați revenit la mobilisimo.ro, telefonul este Motorola Moto Z și azi o prezentăm probabil cel mai popular Moto Mod al său, accesoriu modular care se atașează în spate prin pin și prin magnetism. Este faimosul Hasselblad True Zoom, este un modul cu cameră pentru Moto Z și el costă în jur de 250 sau 300 de euro. Hai să vă explic despre ce este vorba. În primul rând, Hasselblad este o firmă foarte celebră, are mulți ani activitate în spate și este firma suedeză care a avut o cameră în misiunea Apollo, care a făcut fotografii pe lună. Deci, foarte important de menționat acest lucru. Ce primim aici? Un senzor de 12 megapixeli, apoi avem zoom optic 10X, filmare Full HD la 30 fps, atașare magnetică și cu pin, avem acest buton trademark Hasselblad, aici avem un fel de clapetă pentru zoom, un buton shutter cu două trepte, un buton on-off, iar în rest trebuie menționat că primim și stabilizare și un blitz Xenon foarte generos după cum se vede. Realizează și captură RAW, ne jucăm cu fișiere DNG dacă avem software specializat și hai să vedem cum stă treaba cu atașarea sa. Este foarte simplu, potrivim pinii la fix și pentru că îl vom ține în mână mult, acest hibrid, ca să zic așa, transformat în cameră foto, vă spun că nu joacă deloc, nu există niciun joc pe corpul telefonului, ceea ce este foarte bine. Vă spuneam de faptul că avem un buton aici în două trepte și este momentul acum să și activăm camera. Apăsăm aici și iată gestul iconic de a deschide acest obiectiv. E bine, avem și o interfață modificată. Ce este acesta? Este o husă pe care o primim la pachet cu accesoriu. Hai să o punem deoparte pentru a ne axa pe ce ne oferă acest modul Hasselblad. Nu am uitat de cubul nostru obișnuit. Spuneam de interfață, avem niște moduri scenă, avem auto, sports, night portrait, backlight portrait, night landscape și landscape, plus fotografii alb-negru, nu sunt cele standard, ies foarte bine, amintind prin faptul că sunt artistice de cele realizate cu Huawei P9, de ce nu. Și iată și captura, care include și RAW plus JPEG, cei care vor să editeze ulterior nu o să aibă nicio problemă. Punctul forte rămâne totuși zoomul de până la 10x zoom optic, astfel încât veți vedea și cum se contractă și dilată pupila muștei, ca să zic așa. Evident, aici nu prea are mare efect, pentru că avem acest cub destul de aproape, dar un paparazzi o să fie super încântat de capacitatea acestui zoom. O să vedeți imediat și niște mostre. Spuneam de acel buton în doi pași, iată, pasul 1 focalizează, pasul 2 face fotografia și cam acesta este rezultatul. Ok, am văzut interfața, trebuie spus că având în vedere ce oferă acest modul, nu este chiar imens, nu este chiar foarte mare, are o dimensiune rezonabilă, aș spune, este ușor de atașat, destul de ușor de detașat și este chiar arătos. În primul rând este și foarte comod prin această zonă de ținere ca un aparat foto, zonă foarte ergonomică pentru degetele noastre. Bun pentru paparazzi, dar dacă mă întrebați pe mine, aș spune că în mare calitatea capturii este cam la fel. Ce vreau să spun prin asta? Am făcut niște poze comparative. Hai să vedem cum stăm la acest capitol. Ok, avem poze ziua, avem poze noaptea, avem poze în multe, multe circumstanțe, avem și fișiere TNG, deci lucrăm cu extrem de multe lucruri. În primul și în primul rând am început să facem niște fotografii cu zoom. Zoomul standard al lui Moto Z, vedeți, aici se cam blurează treaba. Apoi am trecut la lucruri hardcore, am trecut la Hasselblad, claritate undeva pe la 3-4x și la 10x, iată, nu s-a pierdut deloc din claritate cât de bine se văd aceste blocuri. Și am zis blocuri, mai să vă mai arăt ceva interesant, nu doar fotografierea, ci și filmarea are de câștigat. Spuneam de un paparazzo, am testat și stabilizarea optică și iată ce spuneam aici. Suntem în parcul Alexandru Ioan Cuza, în zona statuiei acelui cal. Se va simți și un aspect ușor deranjant aici. Zgomotul pe care îl face modulul atunci când face zoom in și zoom out are de lucrat cu elemente optice, deci era de așteptat. Și acum, modulul este în depărtare, o distanță apreciabilă, Park Lake Plaza. Și acum, dacă am fi paparazzi, am fi foarte încântați de faptul că urmărim oameni de la distanță. Știu că sună creepy, dar zoomul optic 10x își face treaba foarte bine aici. În schimb, nu e chiar totul roz, pentru că am remarcat un lucru aici. Culorile arată mai natural când modulul nu este atașat. Evident, am făcut și niște comparații. Aici avem fotografie fără modul, aici cu modul și cu blitzul pornit. Apropo, evident, blitzul este un mare câștig, acel blitz Xenon. O serie de cadre aici.
Aceste cadre sunt realizate fără modul și culorile arată bine. Dacă punem modulul, totuși vedeți, nu sunt culori chiar la fel de reușite. Iar cea mai bună comparație de blitz am făcut-o pe beznă. Hai să vedem cum stă treaba. Fotografie standard întunecată, fotografie cu blitzul normal al lui Moto Z, vedeți o ceață albă. Când intră Xenon în acțiune, fără blitz, iar cu blitz totul arată excelent. De remarcat faptul că atunci când folosim modul Hasselblad apare o nuanță albăstrie, în schimb folosim pe Moto Z pe curat, nu avem nicio problemă, deci la captura nocturnă e mai degrabă propice Moto Z de unul singur. Vedeți, sunt și plusuri și minusuri, dar rămâne această calitate la zoom impresionantă și v-am spus, când vine vorba de filmare, stabilizează cam la fel ca telefonul Moto Z, un pic mai bine Moto Z singur și o să găsiți o grămadă de comparații între Moto Z fără, Moto Z cu, iată aici avem o serie de mostre. Ce am remarcat este că odată ce atașăm modulul, reușește să regrese un dynamic range mai bun decât telefonul fără modul. Plus obligatoriile fotografii alb-negru le avem aici. Plus lucrăm cu fișiere RAW și mai avem multe alte mostre și situații să vă prezentăm. Concluzia, acest accesoriu este ideal pentru cei care vor neapărat să dea zoom la distanță, v-am spus, pentru paparații, dar și cei care vor să lucreze cu fișiere RAW și cei care au nevoie de tehnologia celor de la Hasselblad pentru a le crește potențialul camerei. Ca să zic așa, e păcat pentru acest modul că deja Moto Z avea o cameră foarte bună care la anumite capitole se descurcă mai bine fără Hasselblad decât cu. La final, alegerea rămâne a voastră. Dacă dați zoom des, reține și un aspect. Încadrarea, acel framing, nu este foarte bun dacă aveți subiect în mișcare. Deci gândiți-vă la asta când vreți zoom. Eu sunt încântat de design, de atributele acestui produs, dar este unul mai degrabă pentru conosori decât pentru utilizatorul de rând. Cam atât de Mobilissimo despre modulul Hasselblad True Zoom pentru Moto Z. La revedere!